primul rând, sunt foarte mulțumit că am putut să vin astăzi la baza Cogălniceanu și să stau chiar un pic mai mult de vorbă cu oamenii de aici. Sunt foarte impresionat. Am avut ocazia să mă întâlnesc, evident, cu profesioniștii români, dar m-am întâlnit cu profesioniștii americani, cu profesioniștii britanici, piloți, personal militar, personal civil și am rămas foarte, foarte plăcut, impresionat. Toți au un nivel foarte, foarte bun de pregătire, sunt adevărați profesioniști și cred că e un lucru important, foarte important pentru români să avem oamenii ăștia aici care aduc o contribuție însemnată pentru securitatea noastră. Dar poate mai mult decât acest lucru, care a fost de așteptat și m-a bucurat că mi s-a confirmat ce am crezut despre oamenii care lucrează aici la baza Cogălniceanu. I-am întrebat cum colaborează românii cu americanii, cu britanicii și invariabil răspunsul a fost același. Colaborăm foarte, foarte bine. Suntem foarte bine primiți de colegii români, suntem foarte bine integrați. Lucru care m-a bucurat foarte mult și, sigur, m-a făcut să mă simt mândru de oamenii noștri care au reușit să dea partenerilor, aliaților noștri, sentimentul că vin într-o echipă de profesioniști și se integrează foarte bine. Am văzut foarte multe dotări. Acum, ultima parte, ați putut să o vedeți și dumneavoastră. Au dorit să prezinte câteva aeronave în zbor, aeronave care sunt staționate și la Cogălniceanu, dar și în altă parte. Am avut ocazia să văd o unitate Patriot instalată aici în baza Cogălniceanu și multe alte dotări de care dispunem și noi și aliații noștri aici. Ca și mesaj general pot să spun, putem să fim bucuroși și mândri că avem această bază de la Cogălniceanu. Domnule președinte, vreau să vă întreb dacă Armata Română s-a decis și vom cumpăra Patriot, rachete Patriot, sau achiziția mai avem de așteptat? Sunt și alte oferte pe masă, MBDA, de exemplu? Asta este o chestiune care e un pic mai greu de discutat așa în fața publicului general, dar noi am lansat o solicitare principială principială către partea americană și probabil ați aflat că s-a publicat, cred că ieri, pe site-ul departamentului această notă care urmează să fie aprobată și mai departe. După care, sigur, vor începe negocierile și când vom avea un rezultat clar, îl vom da publicității. Dar cum le răspundeți celor, pentru că au apărut voci critice, parlamentari de la USR, lideri de opinie, care spun că nu ar trebui să plătim atât de mulți bani pentru acest sistem Patriot, deși știm, s-a vorbit despre alocarea 2% din PIB de foarte multă vreme? Nu am deloc de gând să le răspund. Acestea sunt chestiuni militare, tehnice și militarii o să formuleze atunci când este cazul un punct de vedere. În altă ordine de idei, domnule președinte, v-ați luptat pentru 2% buget la apărare. Cei de la apărare au acest buget, însă până acum nu s-a cheltuit absolut niciun ban și mai avem câteva luni să termină anul. N-au început niciun program. Da. Este o chestiune pe care am discutat-o și cu guvernul care a fost înainte și cu acest guvern. Toți mi-au promis că vor face tot ce este necesar pentru a demara în timp util achizițiile. Aștept să se întâmple. Ce ați discutat cu președintele Comitetului Militar și despre această problemă a banilor? Am discutat foarte multe lucruri. Majoritatea, evident, legate de regiunea Mării Negre, de flancul estic, și am vrut să știu de la domnul general Pavel cum văd militarii întregul complex. Am discutat pe larg aceste chestiuni
Și sigur, am discutat și despre bani, mai exact, domnul general a ținut să-mi spună că apreciază foarte mult această poziție a României de a aloca un buget de 2% pentru apărare. Domnul președinte, având în vedere că suntem în zona Mării Negre, credeți că se va renunța la achiziția celor 4 corvete? Asta va trebui să aflăm de la Ministerul Apărării. Cum își vor împărți în final banii? Probabil vă amintiți că acest plan de achiziții strategice fusese inițial prevăzut pe ordinea de zi a CSAT-ului de acum o săptămână. Nu a îndeplinit toate condițiile și a fost retras. Dar vor reveni și atunci vom ști foarte exact care sunt planurile pentru achizițiile de acest tip. Dar mai sunt olandezii de la Damen în cărți pentru această achiziție sau se ia în calcul și șantierul din Constanța, turcii din Constanța? Asta nu trebuie să mă întrebați pe mine. Sunt la Ministerul Apărării cei care se ocupă de achiziție. Este necesară achiziția celor 4 corvete? Toate aceste programe au fost considerate necesare și s-a cerut inclusiv acordul Parlamentului, care a fost primit. Domnule președinte, în CSAT s-a discutat ceva de o posibilă preluare a gazului gaz de către chinezi. Ei spuneau că au nevoie de aprobarea CSAT-ului în această lună, iulie. Nu s-a discutat așa ceva. Dacă se poate și o întrebare pe politică internă, președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat un avertisment, unii au spus ca o amenințare. Spunea că instituțiile statului, în funcție cu președintele României, ar fi trebuit să aprecieze pacea pe care PSD a vrut să o facă, dar vede că nu se întâmplă acest lucru și declară un fel de război. Nu am urmărit aceste declarații, așa că nu am ce comenta. Vă declară război PSD? Dar are George Soros interese în România? Dumneavoastră știți ceva despre așa ceva? Nu cunosc așa ceva. Nu am nicio apreciere la această chestiune. Cum vedeți cel de-al treilea refuz al Laurei Cotuța Chioveși de a veni în Parlament să dea explicații în ancheta care se desfășoară în legătură cu alegerile din 2009? Asta cred că trebuie să o întrebați pe doamna Chioveși și nu pe mine. Dar dumneavoastră ați fost cel care ați cerut ca acele verificări în cazul doamnei Chioveși și să se facă cât mai repede pentru că dăunează imaginii justiției. Au trecut 2 săptămâni, domnule președinte. Cum vedeți faptul că nu s-a mișcat nimic? Ați avut o discuție cu ministrul justiției? Nu și nici nu o să am de la mine inițiativă. Sunt sigur însă că domnul ministru se va anunța la mine imediat ce va avea niște concluzii. Ar trebui inspecția judiciară să termine mai repede acel raport și noastră spuneați că aveți dubii legate de acele înregistrări. Știți, așa, ca și reporter, 2 săptămâni pot părea mult și poate pentru un telespectator 2 săptămâni este mult, dar poate vă amintiți, eu am lucrat odată în domeniul inspecției. Bine, a fost inspecție școlară, dar să știți că astfel de verificări câteodată durează un pic mai mult și dacă se fac într-un mod profesionist și bine documentat, trebuie să avem răbdare. Și eu am toată încrederea că așa se vor face, adică profesionist și bine documentat. Domnule președinte, în codul administrativ se dorește abrogarea articolului din legea 90 care interzice condamnaților penali să facă parte din guvern. În această situație, dacă se va depăși termenul de reabilitare și PSD, Alianța PSD-ALDE, va veni cu propunerea Liviu Dragnea, premier, dumneavoastră l-ați numit în această funcție? Sunt chestiuni atât de ipotetice încât nu cred că este bine să le discutăm astăzi. Dar există un proiect pe masa guvernului. Da, au existat foarte multe proiecte pe mesele multor guverne și lucrurile trebuie să evolueze într-o anumită logică. Este o fază atât de incipientă încât n-are rost să discut.